Elevii de la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru din Târgu Jiu și-au ales aseară cei mai frumoși boboci. În cadrul evenimentului care s-a desfășurat la un restaurant de pe insuliță, concurenții s-au întrecut în momente artistice pentru titlurile de Miss și Mister. Ca să demonstreze că are talent, un elev s-a gândit să limite pe Gigi Becali. I-a luat la tură pe băieți, cine a zis capetanul, afară, goian, afară, ăsta hamutosii, afară. Ați încheiat. Cu melodia mea, e vera, nu, da. Opa, 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 la ce mai bate inima, opa! Nici reprezentantele sexului frumos nu s-au lăsat mai prejos. Îndrăgita cântăreață Lidia Babel a încins atmosfera la final. Noaptea s-a încheiat prin anunțarea câștigătorilor. Elena Gheorghe și George Băleanu au fost cei care au obținut titlurile de Miss și Mister. Sunt în clasa 9F, am ales să particip la acest concurs cu plăcere și ne-am pregătit din greu și am muncit mult cu vreo 2-3 luni înainte. Am 15 ani și nu m-am așteptat că voi câștiga. Am vrut să-i las să se exprime așa cum simt ei. Petrecere mare a fost și la balul bobocilor de la Colegiul Național Spiru Haret, organizat la Casa Tineretului din Târgu Jiu. În competiție au intrat însă doar fete, întrucât, din rândul băieților, nu s-au înscris prea mulți doritori. Câștigătoarea titlului de Miss la Colegiul Național Spiru Haret este Dana Merfu.